Eu sunt Cătălin Macovei și pare bine să vă aflu. Eu astăzi mi-am dat seama că degeaba o să vorbesc despre tool-uri, degeaba o să vorbim despre reușitele noastre, trebuie mai întâi să vorbim de dezamăgiri și metodologie. De aceea, eu, dacă pentru cei care mă știți de anul trecut, am mai crescut undeva pe aici, pe părțile esențiale și în cauza unui singur lucru, și acela se numește B. Analogia mea o să fie foarte simplă. Insista. Dar nu e, ăsta nu e, ăsta e altceva, e... Stai un pic. Trebuie să dacă merge așa, așa merge. Așa merge, perfect, perfect. Că nu să stau eu aici. Stai acolo, las când dau eu, Deci eu să stau aici și tu să dai de acolo. Asta ca să o pun că... Eu vă zic sincer că eu sunt băutor de bere, sunt foarte mare băutor de bere. Am apucat, de fiecare dată când merg în străinătate sau în vacanță, îmi beau apă. Deci apa plată e pentru firul de căcat, ca să ne înțelegem de punctul ăsta de vedere. Deci consumul excesiv de băuturi alcoolice e undeva sănătos. Unde o să vorbesc este că trebuie să ne gândim de la bun început. Eu mă gândesc la oameni la care mă adresez și la clienți. Mă gândesc ca și cum, parcă aș vrea să beau o bere cu tine și vreau să aflu mai multe lucruri. Eu sunt Google Adult Partner, am început acum, deci până online, am început acum vreo 13 ani, dacă amintesc bine. Am trecut de la, am făcut șoseu în tinerețile alea, vechi de mult, am aflat cu ce să mănâncă, după am trecut pe development și de vreo 2 ani de zile jumate, 3, am trecut pe partea de adult. Trecerea asta mi s-a părut ok, foarte ok. Google Adult Partner, Analytics Individual Qualified, îmi place să beau bere, vă zic sincer, nu mi-e rușine cât uși de puțin. Aici vreau să scriu șeful la PPC și șeful la bandă, am zis că ar fi parcă prea de tot. Eu sunt de părere am un singur lucru. O parte de aici sunteți specialiști, o parte de aici sunteți proprietari de site-uri. Specialiști sunt de părere pe cei pe online este că ei au voie să dea zilnic la birou. Deci dacă te gândești ce să caute omul respectiv sau ce o să caute omul respectiv, merit să vii la birou. Deci vorbesc cel mai sincer posibil. Haideți să începem așa. De ce avem voie să bem dimineața, înainte să mergem la birou, da? Pantof sexy cu toc. Primul lucru, acela deosebit. Aici să vă zic că acum trebuie să mă lămâniți dumneavoastră cu cizme, piele, până la coapse sexy, sexy. Acum întrebarea este așa, coapsele sunt sexy sau cizme sexy? Aici aveam un alt grup în care aveam cizme de piele. Deci targetam efectiv cizme, piele și implicit a ieșit chestia asta. Acum eu nu exclud la un moment dat cuvântul sexy pentru că erau cizme sexy. Rochi, ok. Și acum, la fel asta bună, bluze și cămăși lungi pentru ciorap sexionate. Acum atingem dumneavoastră. Da, deci bluze și cămăși lungi pentru ciorap sexionate. Deci are deja ciorapi și caute bluze și cămăși. Și acum, deja e, am promis că până la sfârșitul anului cadou de Crăciun o să fie top căutări care mie mi se par foarte ciudate. Ciudate este puțin spus. Avem voie să bem mult. Vede cineva acolo? Se vede? Da. Ah, ok. Da. Deci, cuvântul cheie era broad modified de pantof cu toc. Acum am lăsat și plural, am lăsat tot pentru a face... Și a ieșit chestia. Să mă iertă Dumnezeu, a fost o singură căutare, pentru că dacă erau mai multe, deja geam altfel de reclamă, ne apucam deja. Și de aceea eu cred în momentul de față că cei care stăm liniștiți să analizăm asemenea căutări și să vedem, trebuie să bem la birou pentru că trebuie să le uităm. Da? Deci trebuie, să vă zic sincer, trebuie să le uităm. Bun. Pentru asta. Așa. Dacă nu vă deranjează. Bun. Primul lucru. Am bubuit atât de multe conturi, vă zic sincer. Am greșit atât de mult. Deci nu o să zic că am făcut și bine. Am greșit atât de multe chestii încât și am avut clienții care au țipat și la ei. Au mai țipat și ei. Eu n-am început să plâng, dar nu mai aveam mult. Deci cam așa ceva a fost. O perioadă în care eu mi-am dat seama că aveam produsele greșite. Deci eu credeam în sinea mea că primul scop ca și specialist e așa, perfect, ai luat contul, gata, te înfici imediat în setup, nu mai faci research sau dacă îl faci parțial complet și dacă îl faci chiar full, îl pui, îi dai drumul și apoi te închini, că e ca la biserică. Te închini și aștepți. La un moment dat unele sunt foarte ok, unele sunt foarte, foarte greșite. Am avut o situație în care nu mi-am dat seama că produsul efectiv al clientului era greșit. De exemplu, l-am promovat pe fashion
produse identice cu ale concurenței, numai că erau cu 50% mai scumpe. Deci până n-am stat eu efectiv să mă prind, bă, stai că același produs e identic, să trag produsul Google Images și apoi să văd pe concurență, să mă duc să văd că era produsul cu 50% mai ieftin. Și credeți-mă că n-am știut. Și la un moment dat, tot vedeam, nu-s conversii, nu-s conversii. Primul și primul lucru, unde am greșit? Audiența. Deci n-am știut care este audiența. Ori știi care, de la bun început, încep să-ți faci o idee despre audiența ta. O să vedem o asociere foarte frumoasă trebere. Tu cum ai căutat astfel de produse? Deci pune-te în postura omului care ar cumpăra efectiv de pe magazinul respectiv și începi să cauți tu. O să vedem că plecăm de la căutările generale până la căutările de produse. Căutările de produse fiind cele mai specifice, acelea o să fie cele cu cel mai mic volum de căutări. Bun. Credeți-mă că încep să asociezi audiența, să asociați cu tipul de bere pe care îl vreți voi, efectiv, da? Și luăm așa, audiența numărul 1. Cred că știți la cine mă refer acum. Sunt cei care, avem aici un Sfântul Dumitru, aici, eu aș putea să-i numesc pupătorii de moaște, dar nu contează. Audiența numărul 1. Sunt genul de oameni care caută un singur cuvânt pe Google. Laptop. Ziceți-mi voi acum. Cine vrea să facă? Deci, eu am avut mulți clienți care, domne, nu mă acces pe cuvântul laptop. Și am zis că eu nu fac așa ceva. Deci, cred că aveți și voi astfel de oameni care, sau clienți care vor efectiv să afișeze. Rocky, cuvântul Rocky. Deci, pentru unii sunt bani aducați, pentru unii da, pentru unii merit. Aici, eu, pe mine trebuie foarte mult volumele. Acum ales așa, care caută un singur cuvânt. Un singur cuvânt poate să însemne și D5-9V. D5-9V, fiind un anumit model de laptop sau un anumit model de ceva, care ăla poate să aibă rată de conversie mare. Da. Trebuie să discutești despre asta. Genul de cuvinte. Ca să poți să găsești cuvinte noi. De exemplu, eu prefer în felul următor. Să iau o expresie de genul Rocky Dama, da? În caz că nu am mai avut istoric pe acel cuvânt. În felul ăsta, eu îl pun ori DSA la el, ori îl pun pe poziția 4-5, în funcție de ce ar trebui să aibă clientul respectiv. Dacă are prețul ok, dacă produsele sunt ok, dacă pozele sunt ok. Deci contează foarte mult decât de client în partea asta pentru a găsi efectiv cuvinte cheie noi. Să știi că ai Rocky Damă roșii. Eu pot efectiv să fac setarea fără niciun fel de problemă, alt grupuri, să fac Rocky Damă și să le pun pe principiu roșii, albe, lungi, cocktail, neagră, seară, so on and so forth, să fac dita mai adupuri și separarea. Problema este că nu știi, la un moment dat, dacă se pretează cu acel client sau nu. De aceea, cuvintele astea generale, vă recomand să le puneți pe poziția 4-5 încolo, ca să generați mai departe alte cuvinte cheie. Audiența numărul 2. Care este? Cred că suntem noi, să vă zic sincer. Suntem noi deja aici. Deci, cred că suntem ăștia care bem Bex și Heineken. Pe principiul ăsta, suntem ăștia care merg în vacanțe. Aici, ăsta e Oktoberfestul. Bun. Aici, toată lumea se bate pe așa ceva. Deci, o să vedem, aici, clientul face diferență. E inevitabil clientul, prin produsul respectiv pe care îl are, rochia respectivă, laptopul, prețul produsului, noi putem să ducem cel mai bun, cel și cel mai targetat trafic din lume, dar dacă magazinul este prost făcut, design, usability, plus eroare, coș de cumpărături și chestii și mai departe, el nu o să vede niciodată. Este audiența care nu ne face cel mai mare număr de comenzi. De exemplu, eu acum am o politică foarte ciudată cu clienții, acum sper să o discut și cu voi. La mine clienții vin și zic, bă, Macovei, uite, ăsta e contul, eu vreau să vând. Mie îmi place, de exemplu, tu o chestie care eu le fac. Câte comenzi ai vrea să ai pe lună? Da? Și care ar fi costul pe tranzacție maxim pe care tu ești dispus să dai? Ori asta, ori să zic cât la sută din banii din AdWords trebuie să reprezinte față de venit. Și faci treaba asta? Da. Da, e la un moment dat, e foarte ciudat de exemplu că... Poftim? Nu forțez la un moment dat, că am zis, bă, zi-mi câte vrei, că la un moment dat vrei 100 de comenzi sau vrei 3 comenzi și să faci roi mare. Da. Pe noi, la un moment dat, era ideea că inevitabil vin la mine, vreau și să dăm drumul. După care, prima oară zi, o să zică ceva de genul, bă, da, am buget de 150 de 500 de euro, să zicem. După care eu zic, pe mine nu mă interesează că tu știi puțin bugetul, pentru că sunt și alte pricing, cât ai tu roiul? Deci cât ai tu marja de profit? Știi? Și în funcție de marja respectivă de profit, dacă începi și tragi din keyword planner și tragi statisticile respective, ai putea să faci o estimare de câte conversii poți să faci la sfârșitul lui. Știi? Și în ce preț. Și în funcție de aia, dacă te joci într-un Excel singur, poți să vezi efectiv că
pot să aduc 100 de comenzi cu 40 de lei conversia sau pot să aduc 250 de comenzi cu 60 de lei conversia sau 70 de lei. Și în felul ăsta el știe cât e rog. Și tu te-ai cu excelență de acele obiective? Da. Da? Am contractual la undeva. Și deci nu ții bani sau în ce nu, am, da, la unele sunt situații în care iau mai puțin comision decât aș lua normal. Ok, deci e mai mult dacă ating. Da, da. E de la X% per obiectiv, X plus pentru alte obiective. Mă rog, sunt mai multe metode, acum depinde de la client la client. Dar în sine, ceea ce, uite, mi-a fost foarte greu, că de-aia și vreau să vorbesc cu voi despre asta cu audiența, e chestia asta cu numărul efectiv de comenzi, dacă v-ați lovit de ea, sau nu, că la cuvinte cheie e ok, optimizezi pe locul și ajungi pe locul 2. Dar la acel cuvânt nu face conversie, ce faceți? Nu vă trage clientul de mânecă? Că... Deci am avut, deci, să vă zic sincer, am bubuit 2000 de lei săptămâna trecută, da, 2000 și ceva, cred. Am bubuit 2000 și ceva de lei, eu n-am știut că în ochii lui Google AdWords, Nike egal cu Adidas egal cu Puma. Dacă vine să credeți. Și explicați-vă asta clienților, dacă aveți cum. Eu n-am reușit. Deci Nike, deci dacă scrii Adidas Nike și tu aveai reclama pe Adidas, da, îți apărea și reclama ta. Ce faci? Deci asta odată. Doi la mână, am la fel. Am mai greșit cu vreo, nu știu, 200 de euro sau 300 de euro pe cuvântul. Am dus pe un cuvânt de genul Rocky Online, cuvânt care mi-a arătase clar că pe locurile 4-5 era audiența mea și aveam o rată de conversie de 1% și zic ok, dacă faci presupunerea că pe 4-5 ai costul pe conversie mult sub așteptările tale, dacă tu îl crești, vei crește și numărul. Da, da, obiectivul era așa, 300 de comenzi pe lună, știi? Și eu la un moment dat, pe data de 20 ale lunii, aveam 200 de comenzi. Deci pe ce poate să fac 100 de comenzi într-o săptămână? Și cum faci 100 de comenzi într-o săptămână? Crești bine, nu? Crești bine ca să ajungi la tranzacție. Și vreau să vă zic că am comis-o ca în povești. Am crescut pozițiile. Da. Am crescut și pozițiile, dar n-am făcut conversi. Deci a zis că e cam anebunie asta. Nu știu cum s-a întâmplat, dar să vă zic sincer, am crescut pozițiile și n-am mai convertit. Cum e o variație foarte mai naturală? Și tu cum te-a pierdut treaba asta? Eu, pe modelul ăsta, eu de la bun început îmi iau măsuri de precauție, adică știu mereu că o să fac peste. Deci eu fac presupunerea așa, că ok, dacă eu zic că fac 300, în realitate îți fac 380, cam așa. 380, 360, 20%. Dacă se întâmplă ceva, momentul ăla fac mea culpa, nu factorez clientul și aia e. E și un fel de shit happens, adică... Deci, nu, sincer vorbind, acum, imaginați-vă cel mai prost sentiment care am avut vreodată, e așa, întreb clientul, bă, tu ai făcut modificări pe site? Bă, n-am făcut, bă, că ai făcut modificări. Ce făcuse? Într-o singură zi și toată săptămâna, la fel până la jumatea lunii, a schimbat prețurile cu 30% în plus. Logică. Da, și logică atunci că tu, eu fac drop, se vede clar că toate zilele că n-am mai convertit, și bă, nu mai merge adulți. Bă, tu ești nebun. Ce ai făcut? N-am făcut, domnule, nimic. La un moment dat fac notații în analitic ca să-mi dau seama ce se întâmplă, că dintr-o dată să zici că ai 20 de comenzi pe zi și dintr-o dată să ai 3, e clar că e ceva neregulă. Da. Da, și în funcție de asta v-am zis, aș fac cu audiența 2, adică ca să revin la normal. Cu audiența 2, din punctul ăsta de vedere, suntem toți de aici care cred că vrem acea mare parte să avem așa ceva. Aici trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că eu am găsit situații în care unii clienți, pe aceeași structură, aceeași logică, aceeași chestie, unii au crescut atât de mult și merg atât de bine și unii extraordinar de prost. Contează foarte mult ce vin de magazinul respectiv. Deci, na, putem să vorbim de aer condiționat la 3 lei clicul, mașină de spălat care erai. Dragoș, tu parcă erai cu mașină de spălat, nu? Ăla cu 10 lei clicul. Cu reparații mașini de spălat. 10 lei clicul, putem să vorbim de fashion cu, nu știu, 0,5 clicul, putem să vorbim de travel cu 2 lei clicul, na, sunt multe situații. Avem la audiența numărul 3, cred că poate știți, nu? Care bea zăganul de aici? Care ce? Care bea zăganul de aici? Ziceți, hai ziceți. Deci, na, hai să nu fiu eu ăla rău, ok? Audiența numărul 4. Ăștia plac mie cel mai mult, să vă zic sincer. Deci, ăștia sunt genul de clienți care... Eu am făcut acum ceva timp, am făcut un tool în care, efectiv, clientul ne dea un feed de produse și pe baza feed-ului de produse eu generam și eu și gerez și acum și campania, grupuri și cuvinte cheie.
De aceea, pe niște domenii de genul ITNC, pe domenii în care brandul este foarte ok, genul ăsta de audiență o targetezi și merge bine. De exemplu, căutări de tipul Asus, laptop Asus A543 și așa mai departe, merg de minune. Deci, inevitabil, avem 5 căutări pe lună, dar dacă punem 5 căutări ori 10.000 de produse, înseamnă 50.000 de căutări. Dacă la 50.000 de căutări noi avem 15%, avem un ROI mult mai mare pe cuvinte respective și pentru oameni decât avem în celălalt. Ideea este că ăștia fac o comandă, ei o singură comandă pe lună, da? De la fiecare campanie ad grup și așa mai departe, la, pe partea cealaltă faci volum. E ROI versus volum. Cam asta e discuția mare. Ăștia sunt genul de oameni, să vă zic sincer, am văzut un behavior foarte interesant. Pe partea de IT o să vedeți că merge e așa. Organic, caută. Laptop Toshiba, ok. Șansele să dea click pe organic sau pe PPC-ul, o să le vedeți acolo. Următorul comportament, Showmania. Următorul referă, se duc direct în Showmania, îți caută codul de produs Showmania, compare price, ce vrei tu, comparatoare de prețuri, să uită dacă ești pe primul loc și surprinzător, ai cel mai mic preț în piață, sunt tot la tine și taman după aia iar caută review-urile și apoi taman după aia se întorc și fac conversia. Deci o să vedeți în multi-channel funnel cei care urmăriți, o să vedeți cum comportamentul astfel de oameni e că ăștia sunt clienții sănătoși, care îți fac o singură dată căutare, cheltui foarte puțin bani pentru ei, dar trebuie să ai prețul cel mai bun, pentru că ei folosesc comparatoare. Te rog. Nu. Cei mai, din punct de vedere, ROI. Deci dacă vorbesc de banii cheltuiți pe grupul ăsta versus banii investiți acolo, sunt cei mai profitabili. Deci, adică, mă refer la faptul că ei sunt, uite, când a fost ultima oară când a făcut o căutare de un singur cuvânt pe Google? A mai făcut cineva de aici? Ia, a trecut ceva timp. Și na, cred că suntem la un alt stadiu. Eu, de exemplu, acum dacă, mă dau pe mine exemplu, nu știu că e ok, eu acum dacă vreau un laptop, cam știu ce model vreau. Da? Ori fac o căutare de genul laptop Asus și îți întorc un listing, îmi dai un listing oricum. Și apoi următoarea căutare ce fac? Laptop Asus, bă, 5 la ăla. Ideea este că dacă iau pe fiecare model, ăștia sunt audiența la care mă adresez. Deci cam ăștia sunt, da, gingere, eu, gingere. Și dacă nu ați preț. Poți eu? Și dacă nu ați preț. Da. Teoretic, în cazul ăsta, trebuie să existe un web pe care nu știu că au toate 2-3. Da, exact. O să vezi că nu sunt mulți. Da, da. Da, n-ar trebui să ai. Asta e o certitudine. Una negativă nu trebuie. Da, asta contează foarte mult de concurență. De exemplu, au fost foarte multe situații în care m-am trezit singur cu. N-am înțeles nici costul de un leu pe click odată. Asta n-am înțeles-o, dar asta am înțeles-o de fapt că aveam 60 de căutări pe lună, deci 60 de căutări pe lună. Că să ții și 5 dacă ții și faci o conversie, eu zic că e sentimentul așa, grandomanie. Dar ideea este că sunt foarte puțini. Ăștia sunt cei care vă aduc cei mai mulți bani ca și proprietari de magazin. Iar aici cred că... Te rog. Ai declarat preț, non-preț? Preț, non-preț, da. De care? De, vorbim de ce? De ce segment? Da. Deci te refer la X. A, nu. Fii atent. Șansele ca să ai low search volume fără preț sunt mari. Eu, de punctul ăsta de vedere, recomand direct broad modified pe brand plus model. Și atât. Deci, da. Sunt, oricum avem 70 de căutări pe... Știu. Are rost. Mă rog, ideea este că dacă ai brand plus ăsta, vezi oricum, inițial vezi. Că poți să, de exemplu, uite, dacă tot zic așa pe IT am 3 tipuri de cuvinte cheie pe care le adaug la lista mare de ăsta. Și IT și alte chestii. Faci un Da, da, imediat, imediat. Așa, ideea este așa, că știu deja de la bun început că o să iau brandul plus modelul. Da? Și au modelul cu bid mai mic. Brandul plus modelul e pe principiu, sunt șanse foarte mari să cumpărați de genul Converse All Star High sau All Star Low și așa mai departe. E brand, adică Converse All Star modelul și High e deja codul de produs, cum ar veni, da? Sub brand, exact. Și ideea e că iau combinațiile astea în trei, o să vezi că de două din trei dau low search volume, deci e pe ce te faci doar pe ăla. Da, zic, cel cu preț. Am o problemă cu, iau trafic de comparatoare. Da. Aduc trafic,
Na, care sunt heavy-tinkeri, care vreau să corect. Fie comunic, cred că e și o manie acolo, să o compar. Să te zic sincer, uite, dacă și voi ați făcut așa ceva și sunt sigur că și voi ați făcut așa ceva, o să vezi la un moment dat că doar comparatoarele de prețuri mai fac chestia asta. N-am înțeles-o de ce. Dar doar, mă, că la un moment dat m-am simțit singur pe acolo, dar cu Showmania mai face chestia asta. Showmania și cred că și compar, dacă mi-am trebuit corect. Deci, de exemplu, aveam un cuvânt cheie foarte ciudat. LB6, ceva de genul ăsta. Erau 150 de căutări pe zi care se spaționau de fotografie pe aici. Aveam oameni? Era un model de acumulator. Deci nici un cap nu mi-a trecut să fac așa ceva vreodată. Deci până când n-am tras feed-ul și am văzut foturile de produse și le-am pus în AdWords direct. Deci să vă zic sincer, dacă vorbim de magazine de 100.000 de produse sau și de 20.000 de produse, direct acolo pus. Da? Deci nu... Și ți-am zis, până nu văd, șterg, văd, șterg, văd, șterg. Da. Clientul la un moment dat o să țipe prima săptămână. Bă, dar știi că eu am auzit că low search volume... Da, tu ai auzit, dar dacă... Cum se întâmplă că low search volume... Ai 5 căutări, ai un click și o conversie. Nu e 100% dată de conversie. Da, se întâmplă și chestia asta. Știu că dăunează contului, dar o să vedeți că inevitabil veți lua trafic de acolo. Inevitabil. Iar ăștia sunt cei care suntem ca noi. Da, mie îmi place berea nefiltrată, asta e doar bere de consum, de asta o numesc eu. Ăștia sunt audiența pe care... dacă audiența 2 erau cei care erau masele așa, audiența 3 deja un pic un alt status social. Este tot, face parte tot în doi, dar un pic de alt status social. Ca să vorbim despre asta, pentru unii dintre voi nu știu dacă știți. Brodul avem cu cei aici, poate că fac asocierea. Era mai fost sigur brod de foarte mult timp, în păcate. Clienții mai țipă la mine că păi și cu brod, eu mai fac brod. Am pățit prea multe lucruri negative, rele, ca să mai fac așa ceva. Brod cu multe negative, oricum standard, dar na, se poate. Brod modified, cred că... Da, toată lumea, cred că folosim așa ceva. Phrase-ul mi se pare deja că sunt clasii oamenii care folosesc phrase-ul, pentru că, nu știu dacă unii dintre voi știți deja, dacă pun broad modify, nu contează ordinea în care pun cuvintele respective. Dacă am phrase-ul, trebuie neapărat să am ordinea respectivă. Aici sunt și exact băutorii de bere nefiltrată. Aici contează două tipuri. Două tipuri de persoane. Deci ce vrem? Deci asta, eu așa văd, eu ca și, nu știu, eu ca și specialist care pot să vă recomand și vouă sau pot să vă întreb direct, contează foarte mult ce vreți. Deci clientul, la un moment dat, eu stau foarte mult și mă cer cu ei la telefon pe principiul ăsta. Deci ignorăm tool-ul, ignorăm absolut orice, întreb direct clientul, bă, ce vrei? Vrei volum? Vrei ROI? Vrei volum? Ce? Care e targetul tău? La un moment dat, dacă mie îmi zice, bă... Și volum și ROI. Nu mai există. Prima poziție. Și prima poziție. Da. De aceea, am zis, de exemplu, uite, eu aveam niște chestii foarte interesante, de genul... Bă, oricum, buget nelimitat, totul, costul pe conversie să fie mai mic de, mai mic de X. Și în felul ăla, eu îți dă părere că, ok, fă-ți de cap. Deci fă-ți de cap, în felul ăla, aveam probleme cu clienții, că mă sunau și ziceau, bă, am vândut prea puțin. Zic, boss, da. Roiul ăla e bine. Suntem tot în grafic. Nu, domne, că nu-i bine. Am văzut prea puțin. Păi zic, și de ce nu zici așa de la buce? Pentru că e mult mai simplu să zici, bă, trebuie să avem costul ăsta pe conversie și trebuie să generăm și un număr de tranzacții mai mult. Măcar era ideea să-ți faci o idee. De la început să poți să dormi ziua, noaptea. Știi, să n-ai mail-uri de alea că nu merge bine sau așa mai departe. Deci îți dă părere că ori așa ceva, ori așa ceva. Eu prefer varianta asta. Personal prefer. Uite, și acum, când mi-am luat și clienții și tot, am preferat să iau clienți mai puțini, dar care poți să dormi noaptea liniștit, să îți faci de cap, să faci ce vrei tu efectiv cu contul ăla, atât timp cât generezi profitul pe care îl vrei. Dar se ajunge la chestia asta? Ce avem acolo? 22 de lei pe conversie? Uite. Clientul ăsta trebuie să generezi minim o astă rată de conversie. Avem câte 2 milioane de impresii, 34.000 de click-uri, 373 de comenzi, 22 de lei cost pe comandă. 1,10% de conversie. Ok, sau putem să avem chestia asta. Asta e Sisage Turn-ul. Pentru că acum ceva timp aveam și am campanii în momentul de față curată pe conversie de 100%. Eu sunt hipster, că la mine 100% înseamnă în felul următor că dacă ai 8 căutări și ai dat un click și ai cumpărat, e tot 100%.
Acum putem să discutăm despre 100%, să pot să arăt, dacă ne uităm aici bine, avem 200, 200, 200, 100. Da, deci putem să arătăm și chestia asta la client, să ne simțim bine. Dar contează foarte mult, cred că, numărul de conversii, că dacă vedem sumate, nu prea dau multe. Deci aici sunt două conturi diferite. Deci v-am zis, contează foarte mult. Uite, eu aveam o politică de aia așa în care mă simțeam eu bine și puneam pariu cu clientul. O sticlă de Jack Daniels, spuneam de fiecare dată. Zice, băi, eu să-ți fac o campanie care o să aibă o rată de comerție de la 100%. Tu te bagă, n-am auzit. De bine, după o săptămână, bă, Marco, vei, dar eu o comand. E un click. Bă, n-ai zis. E o sticlă. Vino face cu sticla, nu? Dom'le, că n-are cum. Bă, deci, nu. Fix așa. Votează. Deci, eu-s de părere, din punctul ăsta de vedere, eu zic așa, că vreau să ajung la toată lumea din România, vreau să fiu cât mai specific posibil. Deci dacă ar fi după mine, aș ajunge doar la 100 de oameni și acei 100 de oameni să cumpere. Deci e un risc foarte mare să nu cumpere, dar la 100 de oameni să ajung. Atât 100 de oameni, reclamă doar pentru aia și restul. Da. Sunt luni în care merge, luni în care nu merge. Eu nu cheltuim mulți bani. Noua metodă a fost un trei tenii, asta a fost noua metodă. Te rog. Este sănătos pentru sănătate să mergem cu conversii, dar atât din anumit, adică afiliere în afiliere. Da. Aici, da, nu este sănătos. Din punctul ăsta de vedere, nu. Dacă vorbim despre faptul că ar trebui să creăm brandul respectiv un awareness, să facem un pic de PR la el, da, aia e altă discuție. Acum, pe termen scurt, da. De exemplu, uite, nu știu, cred că și voi v-ați trezit că AdWords în sine nu e un pic ca ceilalți, poate, na, în cazul tău, dar ceilalți au simțit că AdWords nu e ca la SEO. La noi, pe principiu, ai văzut telefon, dați drumul la tot și tu în două zile te dai drum. Dacă termen de două zile tu n-ai făcut o conversie, înseamnă că o să spune clientul, bă, domne, ce fac? Eu bag banii, dar văd că nu merge treaba. Nu ar fi mai bine să dai dragoste atunci la început, un pic de love, așa, să ai click-ul și conversia acolo primele zile ca să fie tot ok și după aia să treci pe PR, branding și așa mai departe. Că în felul ăsta, eu cred că în felul ăsta îți asiguri clientul pe mai mult timp o dată și doi la mână, asigur că el face profit. Deci nu o să fie niciodată. Bă, n-am făcut bani luna asta, băi, să mor tu. Ia să urmărim noi roiul, știi? Și în funcție de asta, vezi de la bun început câți bani face teoretic. Deci, da, cred că, nu știu, așa mi s-a părut mie mai sănătos, știi? Adică să fac, logica a fost, hai să generez mai întâi, să-ți fac pe profit, că după aia facem volum. Sunt unii care zic, bă, vreau volum, dar zic, ok, sunt șanse mari să nu faci roiul ăla pe care ți-l dorești. E un risc pe care și-l asumă la un moment dat clientul, ți-l asumi și tu cu clientul, că nu trebuie să depășești roiul respectiv și cam aia e. Ca și concluzii. Have one before you start the account. Pe principiu, la ce mă refer? Că da, beau și o bere înainte să încep orice cont. Îmi place să mă dau un pic așa mai în spate și să văd imaginea în perspectiva clientului respectiv. Ok, vinzi același lucru, să presupunem așa, vinzi același lucru ca și el. Deci aș cumpăra de la tine. Ideea este în sine să începi deja să te pui în pielea consumatorului, tu ca cel care setează contul, să te pui deja în pielea consumatorului, să vezi, ok, eu aș vrea să văd reclamă că am transportul gratuit în 24 de ore. Sau că am politica de retur de 60 de zile. Sau că eu aș vrea să am transport gratuit. Na, de nou am spus. Două la primul, de două la primul. Ok. Ideea în sine este că dacă stai puțin să te gândești, vezi, o să ajungi la un moment dat să ai dubii dacă e clientul la bun sau nu. Eu acum să vă zic sincer, prefer să nu iau clienți care știu că sunt mai scumpe decât alții. Ori e challenge de la hai că trebuie să creștem brandul respectiv sau nu, ori sunt șanse mari să nu-ți fac profit. Dacă sunt șanse mari să nu-ți fac profit, asta e. Deci asta e, mergi mai departe. Da? E un brand, sunt anumite conturi care prefer să nu le iau, nu pentru că n-aș avea chef, ci pentru că la un moment dat trebuie să vezi și consumatul să cumpere. Cel mai tare exemplu l-am avut, pe campanii pe treaburi. Deci pe turism, la un moment dat, venise cineva, o sunase clientul, bă, uite, tocmai proaspăt venit la o conferință, trebuie să dăm drumul la campanii pe Sri Lanka. Zic, bă, ai, tu ești nebun.
Zic, cum pe Sri Lanka? Bă, pe Sri Lanka. Și eu pe principiu zic, bă, tu ești conștient că e cam numărăm pe... Așa, într-o încăpere, nu multă lume știe unde e Sri Lanka. Adică, măi, frate, merge lumea, pleacă avioane întregi. Zic, bă, fii atent că s-a mutat pe la... Care ți-a zis, nu? Nu, n-are cum. Adică, hai să fim serioși. Măi, frate, că pleacă lumea. Bun, dau drumul la campanie, zic, gata, Sri Lanka pe brod, negativ, hartă și... Hartă, localizare și impresii, 300 de căutări pe lume. Altul, la fel, altul, că auzise el, domne, lumea vrea să plece în Baku. Deci, nu, 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 mail-ul a fost, trebuie să dăm drumul la Baku. Era prieta cu Baku, am reatul, zic, ce treabă are asta? Păi Baku, nu. Pentru unii care știu sau unii care nu știu, Baku este capitala Azerbaidjanului. Da, deci pe principiu, da, mulți români merg în Baku. Corect? Dai drumul? Dai drumul, deci fixă la biserică la un moment dat. Ăsta zice, bă, vrea să plece lumea. Care lume? Care lume? Zi-mi și mie. Deci, deci să vă zic sincer, la un moment dat clientul trebuie bătut. Deci proprietarul magazinului trebuie la un moment dat... Acum apoi legătura cu berile. Da, da, da. Deci fii atent, seara la un moment dat, deci eu am așa, e când... Mă văd prima oară, gata, sunt serios, eu liniștit că tot omul și zic, bă, dacă vrei cu atât de creativitate, cu mine ne vedeam la bere. Nu mă cătorim de cum, ne vedeam la birou. Bă, formal, nu o să faci niciodată nimica. Te stinzi, spune-ți ce ai tu pe gând și așa mai departe, cu cât te faci mai liniștit și începi să te să înțelegi efectiv ce vrea să spună clientul, cu atât tu ca și cel care face contul și care face parte de promovare, e mult mai ușor să înțelegi. Dar clientul te plăcează într-o direcție care știi că va ieși flot. Așa. Rămâi stâncă și le refuzi? Depinde de client. Asta este răspunsul conform unor cititori britanici din Asia. Așa era. Cel științific e în felul motor. Dacă, dacă ești sigur că el nu are dreptate, îi spui că nu are dreptate. Păi, de spus da. Ok. Și el insistă. De exemplu, cum prima poziție m-a întrebat. Nu știi că nu e profitabil să-l ții pe prima poziție, pentru că... Teoretic. Teoretic nu e profitabil. Se nișe. Se nișe pe care nu e profitabil și nu există. Da. Să la un moment dat, e, problema este la el. O să vezi, la un moment dat, e inevitabil, îl lași în pace. Adică e niște doar de 2 ori, de 3 ori. Ăștia deja sunt clienți care... Uite, Dragoș aici pot să vă confirme, Mihai la fel, că sunt mai mulți specialiști care avem aici, că rolul nostru în sine, în afară de setup-ul ăla pe care îl facem, restul noi facem consultanți și noi facem gândire. Noi consultăm clientul, bă, eu cred că ar fi bine să facem produsele astea, sau bă, eu cred că ar fi bine să... Faci modificările astea, să uite, aici sunt căutări mult, mărim bugetul ăsta aici și mai mult parte de consultanță în sine. Dacă el e bătut în cap și nu vrea să asculte, e problema clientului. Deci faci pe el. Poftim? Faci pe el. Păi da, dar zici ca el faci ca tine, eu așa știu că e asta. Deci te-am zis, depinde și nu știu cum ai contract. Te-am zis, uite, o să vezi, sunt multe situații în care, uite, ai vorbit de IA. Deci am pățit și eu, am făcut structuri, la fel pentru clienți, au plecat cu structurile și bineînțeles că n-am mai semnat contractul cu mine. Crezi că mai fac a doua oară? Că nu mi-ai spus că trebuie la început și zic, bă, păi stai, mă, că te plătești și fără de consultanță. Nu se gândesc la asta. Da, nu se gândesc la asta. Uite, eu fac mind-map-ul pentru chestia asta. La fel, fac o structură cum aș face o logică, de punct de vedere al campaniilor de AdWords, astfel încât să nu se bată niciodată între ele, adjunturile care ăla teoretic e minim. Și structura e spune, cam aia e. Aproape. În sine. Da, dacă este de făcut bine. Știi, și fix chestia asta, dar o să vezi că nimeni, uite, de exemplu, n-a mai luat bani pe consultanță, nu mai știu când. Deci, pe bune, deci am zis la fel, n-a mai luat bani, bă, că se vede nimic, bă, ne vedem, dar să mor, dar ne vedem la bere. E pe principiu, buy me a drink first, adică dacă tot mă întreb niște chestii care sunt foarte importante și de knowledge-ul meu ți le dau din burtă, buy me a drink at least. Adică, na, cam asta trebuie, ia să-i. Cum stai? Pe mediile telefonice. Ah, bineînțeles, până în surse diferite de admin. De unde? Deci dacă există back-end... Dai că tu ești falsiv. Dacă acel client are un CRM, da? În momentul când adaugă comanda, poți să dai UTM-uri. UTM source egal cu... La, 2. La servicii. Așa, te rog. La servicii. Așa. Așa. În contact, deci cum... Poți să faci, acum mai nou, nu știu dacă e pentru România, telefonul cu de call forward din Galatea. Imediat, bun. Avem așa, trebuie să spunem în JavaScript pe număr de telefon. 072, steluță, clic aici pentru a vedea numărul de telefon. Una la mână în care ai un JavaScript care trimite, o face un track event, acel track event și practic, așa? Da,
asta, dar există doi. Din CRM-ul din spatele clientului, în care el intră efectiv pe, în spate, dacă e pe platform online, dacă nu înseamnă că și prin Java merge făcut pe librărie, mă rog, în platformă poți să-i dai, la adaugă comandă, să atribui deja unei surse, UTM, source egal cu comandă telefonică, medium backend, end campaign egal cu atât, mă rog, și în felul ăsta poți să trimiți toți parametrii în momentul când dă, finalizează, se trimite până la Analytics. Am zis două până acum, cred că altă linie telefonică, doar pentru aia, pentru a analiza și a fi. E foarte, așa, care este programatorul pe aici? Că poți să vezi efectiv sursa de unde vine. If sursa egal cu ce, pe ce schimbă telefonul, el lasă telefonul normal. Și în felul ăsta, ce? Ai văzut? Nu vezi sursa, vezi să referă. Da, exact. De, tu de unde a venit? Exact. Bun, dar de unde a venit? Faci un mic hack la ce trimite Analytics. Dacă veni din Google. Exact. Dacă vine din CPC, schimbă ăla. Faci o variabilă, variabilă respectivă, if, diferite variabile până ăla, if, variabilă aia până telefonul ăla. Și gata. Par să sune atât de simplu, dar nu e. Asta știu. Asta știu. Da. Pentru unii e, pentru alții nu e. Da. Cu timp, am înțeles. Bun. Concluzi. Asta fac repede. Una la mână. Grupăm cuvintele cheie în campanii sau grupul în funcție de audiența la care ne adresăm. Prefer mereu să fac o campanie de genul de Rocky și să pun ad grupuri. Rocky, broad modified, Rocky, exact, Rocky phrase. Prefer, in my humble opinion, scrie aici. Așa. Deci, in my humble opinion, cred că e mai bine așa. Unii zic că e mai bine să pui broad modified cu exactul și cu phrase-ul în același ad grup. Nu ne. Le-am testat pe amândouă, așa mi-a mers mie mai bine. Așa? Încearcă să nu în cuvinte cu low search volume. O să vedem la un moment dat că la setare dăm drumul. Low search volume la Google poate să însemne și 40 de căutări pe lună. Care sunt treia din audiența 4 ghiși. Să vă zic sincer, dacă nu avem multe, în funcție de volumul pe care îl avem pentru fiecare keyword, le lăsăm și pale. Dar încercați cât mai mult să nu aveți cuvinte cu low search volume. Dacă da, nu știu el. N-au ce să facă decât să tragă contul în jos. Care au calități scurte, un pic și mai mic. N-am apucat să văd de calități scurte, nu mai vorbim oricum. Întrebări? Poți să mă spui o bere atunci, nici cât acolo jos? Vă mulțumesc!